Condusul sub influența alcoolului face noi victime, de data aceasta în județul Satu Mare. Un copil de 4 ani a murit după ce a fost lovit de mașina condusă de un bărbat în vârstă de 35 de ani din Maramureș. Aflat pe un drum județean din localitatea Mădăraș, copilul încerca să treacă strada pe bicicletă, moment în care a fost lovit în plin de șoferul autoturismului. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru băiețelul decedat. Acesta a fost decesul, a fost constatat la fața locului la scurt timp de la producerea tragediei au ajuns și autoritățile care l-au testat cu aparatul etilotest pe șofer. Acesta a ieșit pozitiv la testare. În urma accidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pe numele bărbatului care vizează comiterea infracțiunii de ucidere din culpă.